Doamna Loredana l-a băgat pe Antonio în ședință și spunea că tu spuneai că a Maria, Maria niciodată Și el spunea, păi și ce, ea nu a spus la fel? Și spunea, Doamna Loredana, la ea se vedea că ține la tine, dar tu spuneai că a Maria niciodată Și tu, Doamna Loredana, îi spunea, da, dar tu de la Maria ai mai trecut uh, și prin Giulia și prin uh, Beatrice ce să zic, exact ceea ce vă spuneam de foarte mult timp, Ca așa o să se întâmple, cumva cam toți vor veni să îi sfătuiască de bine cu ghilimele de rigoare și sau să-i rușineze sau să-i facă să se simtă prost că vezi, Doamne, au spus și au drept și uite că totuși își doresc să fie împreună. Uh, nu știu ce să vă spun. O să vedem ce va fi. Import... Băi, eu, din punctul meu de vedere, consider că dacă sunt sentimente, ar putea să spună și părinții ceva că nu contează sau nu, nu le iei chiar așa motamo. Dar, cu siguranță, cu cât sunt mai mulți, cu atât e ca și picătura chinezească.